Potrivit datelor statistice privind principalele fenomene demografice ale județului Suceava, date publicității de Direcția de Sănătate Publică, în județ s-a înregistrat în intervalul ianuarie-iulie 2015 un spor natural negativ de minus 2,0% la 1000 de locuitori. Mai exact, în acest interval, în județ au fost înregistrate 3756 de nașteri și 4169 de decese. De menționat este faptul că doar în zona Rădăuț s-a înregistrat un spor natural pozitiv de 1,9% la 1000 de locuitori. Conducerea DSP Suceava s-a arătat îngrijorată de indicativul mortalității infantile din județ, care este peste media națională, numărul deceselor la copii mai mici de un an fiind în creștere. De la începutul acestui an, 26 de copii s-au născut morți, iar alți 39 au pierdut lupta cu viața înainte de a împlini vârsta de un an. La nivelul județului Suceava s-a înregistrat în primele luni ale acestui an un indicativ de 10,1% la 1000 de locuitori în ceea ce privește mortalitatea infantilă, în timp ce la nivel național media este de 7% la 1000 de locuitori. În perioada ianuarie-iulie 2015, la Spitalul Județean Suceava s-au născut 7 copii morți, la care se adaugă 10 decese în rândul micuților sub un an. 8 decese printre copii cu vârsta de până la un an s-au înregistrat și la Spitalul Municipal Fălticeni, în timp ce la Spitalul Municipal Rădăuți au murit 8 nou-născuți, iar 7 s-au născut fără viață. La aceste cifre se mai adaugă încă 4 decese înregistrate de la începutul lui 2015 la copii cu vârsta cuprinsă între 1 și 4 ani. Copiii mici mor destul de frecvent în Suceava, iar printre principalele cauze se numără și îngrijirea necorespunzătoare în familie. Copiii sunt ținuți în frig, sunt prost alimentați și uneori ajung mult prea târziu la medic. Un alt motiv pentru mortalitatea infantilă este și prematuritatea.